Cazurile de COVID-19 și numărul de decese pe zi continuă să crească în mehedinți. Astăzi, Direcția de Sănătate Publică a înregistrat 189 de mehedințeni confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 la nivelul județului în ultimele 24 de ore, iar 5 persoane au pierdut lupta cu boala. Situația este alarmantă la nivelul județului. 189 de persoane au fost confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore, iar alte 5 au decedat. Evoluția numărului de cazuri este îngrijorătoare. Rata de infectare în mehedinți a atins pragul de 5,42 la 1000 de locuitori. Situația epidemiologică din județul Mehedis de astăzi, 5 octombrie, este următoarea. 1380 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice, 1291 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 31 persoane se află în carantină instituționalizată, 269 persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 189 de persoane și au fost înregistrate 5 decese. rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 5,42, iar în Drobeta Turnu Severin avem o rată de 8,14 la 1000 de locuitori. Cele mai afectate localității la nivelul județului sunt Godeanu cu rata de infectare de 11,90 la 1000 de locuitori, Pristol cu 9,74 și Pădina cu 9,73.